Vești importante vin de la Casa Județeană de Pensii Suceava. Directorul executiv al CGP Suceava, Constantin Boliacu, a declarat că elevii și studenții care beneficiază de pensie de urmaș trebuie să efectueze diligențele necesare în vederea depunerii la Casa Județeană de Pensii a adeverinței de elev sau student. În caz contrar, acestora li se va suspenda dreptul la pensie începând cu data de 1 octombrie. Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani care parcurg o formă de învățământ la zi au obligația de a prezenta la Casa Județeană de Pensii Suceava adeverința de elev însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, dacă este necesar. Aceasta fiind dovada din care rezultă că urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Pentru a preveni suspendarea plății pensiei aferentei lunii octombrie, studenții, Declară pe propria răspundere că urmează cursurile universitare aferente anului 2018-2019. În acest sens, pe site-ul Casei Județene de Pensie găsesc modelul declarației ce va fi întocmită și depusă la uh, Casa Județeană de Pensie, prin sistem informatic sau nominal. Urmând ca după această declarație să prezinte adeverințele până pe data de 18 octombrie, precum că urmează cursurile universității respective. Copiii de peste 16 ani, beneficiari ai pensiei de urmaș, sunt obligați să prezinte adeverința că urmează cursurile școlilor. În acest sens, vor depune până pe data de 20 septembrie o adeverință din care se rezulte că urmează aceste cursuri.